am decis desemnarea președintelui interimar al PNL București în persoana lui Violeta Alexandru. Violeta Alexandru este propunerea care a fost formulată de mine ca președinte al partidului în baza deciziei luate de Biroul Politic Național, care m-a mandatat să formulez propuneri pentru conducerile interimare pe București. Urmând ca până săptămâna viitoare, împreună cu președintele PNL București, președintele interimar al PNL București, să formulăm propuneri pentru președinții de sectoare, iar peste încă o săptămână să putem să validăm în Biroul Politic Național conducerile interimare în ansamblul lor, conducerea interimară la nivel de București, conducerea interimară, birourile interimare de la nivelul fiecărui sector. Violeta Alexandru este un om cu o carieră extrem de serioasă, a ocupat poziții extrem de importante în societatea civilă. Am considerat că Violeta Alexandru este omul potrivit să producă o schimbare la față a Partidului Național Liberal în București. Este o persoană extrem de serioasă, extrem de bine pregătită profesional, profund atașată valorilor democrației, cu o activitate laborioasă, atât în societatea civilă, cât și în administrație, și o persoană care are capacitatea să recredibilizeze Partidul Național Liberal și să construiască temeinic Partidul Național Liberal în București. Asta nu este o propunere care să aibă vreo legătură cu Rareș Bogdan. Nu poate cineva să fie pus într-o funcție dacă nu are dorința respectivă sau dacă există alte discuții. Povestea cu Rareș Bogdan, președintele PNL București, este o poveste care a fost pusă numai de unii. Eu am avut discuții cu Rareș Bogdan încă dinainte de intrarea lui Rareș Bogdan în Partidul Național Liberal și avem o comunicare constantă, permanentă și orice pas ulterior pe care îl vom face, îl vom face de comun acord. Iar acest pas este gândit în momentul de față și îl vom anunța în curând. Este mai degrabă o încredere pentru capacitatea mea de a construi o echipă în jurul următoarelor două principii. Toleranță zero față de PSD în ceea ce privește abuzurile și modul în care risipesc banii publici. Vom face o opoziție cu mai puțină vorbă și cu fapte și cu decizii. Deschiderea partidului către societate, către toți cei care sunt oameni activi și care doresc să vină în acest proiect de reconstrucție și de formare a unei echipe cu soluții, credibile și cu soluții, și în același timp valorizare a membrilor noștri, a colegilor noștri, care dintr-un motiv sau altul nu și-au găsit cea mai bună formă de a-și pune în valoare ideile. Îmi asum reconstrucția echipei și îmi asum să venim în fața oamenilor cu un proiect în care să creadă. Se va întâmpla cu liberalii. Care vor vota cu PSD împotriva voinței politice a partidului, veți propune excluderea lor din partid? În primul rând, ne vom uita cu atenție asupra fiecarei situații. Sunt un om ferm, dar sunt un om care ia decizii mai puțin la emoție cât pe argumente foarte concrete. Niciun coleg care vrea să participe la această recredibilizare, pentru că este un proces de recredibilizare al echipei de la București, să nu creadă că sunt în această poziție pentru a plăti polițe sau pentru a declanșa un război, nici vorbă. Sunt omul care cheamă alături pe toți cei care vor să facă treabă în București și acest lucru se va vedea în perioada următoare.